Dar fiți atenți aici ce loc am găsit. Chiar m-aș bucura să fie un loc din ăla care să-mi stingă lumina cu mâncarea și lumea să nu știe de el. Azi mergem la El Sabor. El Sabor e amplasat chiar în lateralul pieței Rogerius. Uite acolo, frumos. Am rămas surprins de o chestie. Au giroș la farfurie cu orez. Deci nu cu cartofi, pe aia ar fi mult mai light, dar acum nu aveau. Puteau să-mi facă, dar mai dura un pic, trebuia să mă întorc, nu m-a mersi, am luat cartofi pai. Deci, cum vă ziceam, mi-am luat un giroș la farfurie. Prețul în giroș la farfurie la ei este de 26 de lei. Primul și în primul rând, am rămas surprins de servire. Adică era o doamnă care, hai să ne înțelegem, nu peste tot, oamenii vorbesc așa: bună ziua, cu ce vă servesc, vă rog, vă mulțumesc. Între timp a venit un domn din spate și ăla, cum a văzut, bună ziua, e ok, mulțumesc. Bă! Foarte ok. No, în fine, e vorba multă sărăcia omului, știți voi, ochelarii, șapca. Uitați-vă, fraților, ce mi-a dat oamenii ăștia aici. Cam așa arată giroșul la farfurie la ei și nu știu dacă observați, dar carnea acoperă absolut toată porția. E un giroș sau shawarma sau cum vreți voi, clasic, cartofi prăjiți, cărniță, sosuri, legume. Dar ce nu înțeleg mulți e că în România, că vorbim de giroș, shawarma, wrap, ce vreți voi, e cam aceeași chestie în 90% din locuri. În România, cartofi prăjiți, carne, sosuri, legume, poți să-l numești giroș, shawarma, wrap, ce vrei tu. În fine, hai că de mirosi miroase foarte bine și sunt curios cum e. Am luat acolo așa frumos, cu cărniță, cu cartofi, cu sos. Acum am luat așa și cu legume acolo, cu varză roșie, cu ceapă. Uite acolo, uite acolo! Mi-a stins lumina? Nu mi-a stins lumina, dar a fost o porție delicioasă și sincer vă încurajez să mergeți să o încercați. Pare să fie exact genul de business pe care eu caut să-l ajut, adică mă gândesc că e o afacere micuță de familie unde lucrează cei din familie. Așa, atenție! Programul lor e doar de luni până vineri, de la 9 dimineața la 7 seara. El Sabor, să rămână pentru masă și în stilul caracteristic, Răducu vă recomandă. Poftă bună!